încep să-și râd. 100 de lei nu mai reprezintă nici 10 lei când era odată. Dumneavoastră, când aveți 100 de lei, ce faceți cu el? Ce cumpărați de ei? 100 de lei. Măruntaie. Banii nu mai au valoare, spun timișorenii. Într-un experiment marca Europa Nova am vrut să vedem ce ar cumpăra timișorenii cu 100 de lei. Mai nimic. Un minim necesar. Da. Cum vi se pare unde s-a ajuns? Foarte rău. Foarte rău și înspre rău. Mai ales noi pensionarii. Da. Este greu? Să zicem, ne descurcăm cum putem, asta este. Dumneavoastră acum, dacă ați merge la magazin, ce ați cumpărat de 100 de lei? De 100 de lei, uite, de exemplu, ce să-i strig nu necesar, o pâine, un lapte, eu știu, ceva legume și cam atât. S-au dus. S-au dus, exact, asta este. Na, ce să facem? Să sperăm, noi toți suntem optimiști românii, să sperăm că va fi mai bine, dar nu cred. Timișorenii strâng cureaua cât de mult pot, însă și așa se descurcă foarte greu. Încercăm să luăm cei mai ieftin. Ce ați cumpărat dumneavoastră acum de 100 de lei? Eu știu, strictul necesar, ce mi-ar trebui pentru moment. V-ați acoperit strictul necesar cu 100 de lei? V-am zis, luăm cei mai ieftin și cu asta basta ne încadrăm. Și cum este să trăiți așa? Păi, ce să facem? Noi suntem obișnuiți. Adică noi, oamenii de rând, suntem obișnuiți să trăim cu puțin din puțin, sau cum să vă explic. Ajuns să vi se pare normal? Nu, dar ce mai e normal ziua de azi în lumea asta? Unii timișoreni spun că doar în momentul în care fac câțiva pași în afara casei, cheltuiesc peste 100 de lei. Păi cu 100 de lei e doar o simplă ieșire din locuință. La ce vă referiți? Ne referim la un mic sandwich. Eu știu dacă e vorba de mâncare. La un mic sandwich și o sticlă de suc, altceva. Mai au valoare banii? Banii, sigur că nu mai au valoare pentru că este inflație. Dacă este inflație, automat că nu mai au valoare. Ca limită de viață, fără să-ți permiți luxul ca să mănânci foarte bine, sau, din contră, să nu mănânci, să nu ai ce mânca, că e și invers a celelalte, așa, dar depinde cum te organizezi și cum îți programezi banii. Deci depinde de ce fel de om ești. Că dacă nu calculezi consumul cu venitul și consumul depășește venitul, păi nu se mai poate merge înainte. Marea majoritate a timișorenilor spun că de bani pentru zile negre nici nu mai încape discuția. Banii sunt puțini, iar aproape toate zilele lor au devenit negre.